înțelegem, indiferentul. A română, da? Tracii din sudul Dunării sunt a românii de astăzi, tracii din nordul Dunării sunt românii, da? Păi, dar noi vorbim o limbă asemănătoare înainte să vină latinii peste noi, nu? Și atunci oarecum cine, mă explicăm asta. Cine pe cine a romanizat sau a dacizat? Și ajunge la o întrebare la care grecii, istoricii greci de la Herodot și alții, Strabon și alții, dădeau senzația că dacii ar fi fost, nu dacii, tracii, ca să fim mai preciși, pentru că bazinul ăsta include și Albania de astăzi, unde era Imperiul Trac, și Bulgaria de astăzi, și Serbia de astăzi, și poate o bună parte a Europei Balcanice. O să râdem era... că inclusiv insula Tasos, dar asta ține un pic de istorie. Ideea următoare, noi ne-am lovit acum, apropo de chestiile energetice, am fost la Brașov și am luat un interviu unui profesor, doctor în arheologie. Ceea ce este foarte interesant, că dacii, barbarii, cum am învață ăștia, canibalii în ultimul timp, că i-au făcut și canibalii în ultimul timp pe daci, își construiau aceste cetăți, aceste așezări, inclusiv aceste temple, sanctuare, numai în anumite zone. Încă o dată, templele de la Racoș sunt cunoscute prin puterea energetică a locului. Fie că este o apă care îți ameliorează anumite afecțiuni. Fie că este o pajiște sau un copac unde îl iei în brațe și te simți bine. Ei își așezau și problema este că ei nu construiau o din pietroaie 3-5 de alea și veneau și se rugau la Zamolse. Nu! Făceau orașe întregi. Deci la Racoș și la Grădiștea, scapă cum se numește acum, erau 4 temple, sunt pe vreo 75 de hectare. Deci, atenție! Noi nu discutăm de oameni care construiau o casă. Există lângă Timișoara, între Timișoara și Arad, există o cetate descoperită de mult, dar ținută, că vor să facă altceva din ea. Are în jur de 80 de hectare. Își poate închipui cineva o cetate de 80 de hectare? Cine o păzea? Zidurile, turnurile. Deci, ăia erau canibali și barbari. Deci sunt niște lucruri care ar trebui să ne întrebăm. Lasă că așa niște băieți foarte inteligenți de până alte țări hiperindustrializate ne-au acuzat acum câțiva ani că noi suntem necrofagi pentru că ne pupăm morții sau că suntem canibali noi creștinii pentru că mâncăm trupul și bem sângele lui Hristos. Adică la nivelul ăsta de percepție, sigur că putem să... Deci vreau să-mi dea sfaturi de alimentație sănătoasă. Nu, ideea este alta. Ideea este că, luând și la un moment dat și tema emisiunii, la Boița, pe drumul, pe DN1, spre Sibiu, înainte de Sibiu, există un îi spune, turnul roșu. Și există și turnul spart. Acolo, din documentele pe care... am putut și noi să le vedem și să le luăm, au fost luați 10.000 de romani prizonieri. Atenție, nu romani ăștia de după stradă care suflau un aurolac, armata romană, care a construit toată zona și toate cetățile dacice din jurul Sibiu au fost construite cu ei. Și să scrie în document, dacii au atacat pe fronturi, mă rog, pe nu știu, și au mai folosit nu știu ce. Și au folosit dacii să-i 10.000 de oameni. Atenție, nu iau barbari de aia care veneau cu gloata. Armata ordonată, cum i-a hrănit 10.000 de oameni? Ce le-a dat? Cum i-a păzit? Atenție, sunt 10.000 de oameni, există documente. Sigur. De ce au folosit? Au folosit această energie, probabil. Eu vreau să vă mai spun ceva. Toți domnitorii noștri și cu siguranță că putem merge cu imaginația până astăzi. Cine ajunge la vârf, la vârful conducerii României, chiar și Ceaușescu, a avut... informații că se întâmplă niște lucruri interesante. Pentru că acum hai să ne gândim. Sigur, Ceaușescu e un caz tipic, o nenorocire pentru România, un dezastru. Nu întâmplător el se înfățișa în tablouri urmând o linie. Sunt tablourile alea, dacă vi le amintiți cu toți ăștia care au mai fost pionieri, ne amintim porcăria aia de tablou, de unde pleca, de la Decebal, Burevista, Decebal, Mihai Viteazu, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu, hop și Ceaușescu. Venea aici, dacă vă amintiți tablou. Își creau ascendență și de fapt era un semnal că deține informații. Eu cred că acolo era un mesaj pentru niște băieți care erau deștepți. Să nu uităm un lucru, că toată lumea vede partea proastă a regimului. Casa poporului, care e construită, nu e construită aiure.
Probabil. Eu deci n-am o niște... părere foarte bună despre casa Focului. Nu, 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 nu. Din punct de vedere deci, energetic, este o calamitate acolo. Adică dacă deci, vrei să slăbești deci, și să mori cu bună. 10 ani mai tânăr, lucrează în casa poporului. Ce e bine sunt că parlamentarii noștri sunt acolo. Poate să... Ei, sunt de acord, dar încă o dată, energia asta de care vorbim noi și tot poate să fie și așa, și așa. Eu nu am spus casa poporului este construită și acolo este extraordinar. Eu am spus, n-a fost construită întâmplător. Probabil că nu. Dar sunt, și energiei se poate exact, da un sens. Categoric. Categoric. Totul sunt, are sens. Exact. Sunt niște, lui Dumnezeu sunt niște lucruri. Are sens. Deci trebuie să ne gândim. Bisericile, știm foarte bine că nu sunt construite unele. Acum sunt construite la fiecare colț de stradă. Nu sunt construite aiurea. Sunt construite pe anumite direcții. Ștefan cel Mare, când construia o chestie, avea ritualul lui cu... Și dacă, uite, pentru că ați deschis un front de discuție foarte interesant, armatele române, de regulă, mai ales astea gnezatele, voievodatele și, mă rog, erau mici armate, nu puteam vorbi de armate organizate, noi nici astăzi, în 2010 nu avem o armată organizată, încă suntem răcani. Dar mai răcani. Avem armată? Întrebarea încă îi pun sergenții să meargă cu metrou soldații pe sopat. Deci nu, încă nu suntem foarte bine organizați. Cu siguranță că nici pe vremea aia, numeric sau ca... cum să spun, ca panoplie de arme nu stăteam deloc mai bine decât alții, poate stăteam mult mai rău. Și totuși cu nuclee mici și cu armate prost echipate și cu astea, din punct de vedere, hai să spunem, psihic, energetic vorbind, există o taină, pentru că alminte nu înțelegem cum, de exemplu, oastea lui Ștefan cel Mare, care nu era oastea, era formată din țărani, că doar nu suntem nebuni, nu erau plătiți niște mercenari ultra-antrenați, erau niște țărani, le dădeau o gheoagă și un buzdugan și se băteau cu tătare și cu turcii și îi opreau acolo. E, oprirea asta acolo a invadatorilor nu ascunde cumva în spate, dar nu ne-au lăsat materialiștii, dogmatici și comuniștii să mergem mai departe. Nu vorbim despre aceste structuri naturale sau artificiale, aceste bariere energetice. Păi, la asta, bă, asta vreau să ajung. Marea majoritate a războaielor câștigate au avut loc lângă ape. Să luăm așa, toate războaiele mari, să dăm un exemplu care n-a avut loc lângă apă și a fost câștigat. De voievozii noștri. Posada. Da, de Pârâul Jos, îmi pare rău. E Valea. Și Pârâul e Jos. Dar ajungem la pietre. Hai să ne întoarcem și rog pe colegi să ne mai dea niște imagini cu niște cu imagini. Apropo de energie, vor veni acum vreo două imagini. Sunt obosit. Niște imagini, vă rog. Să avem această piatră pe care o tot avem de la începutul emisiunii, e fotografiată dintr-un alt unghi și care e șmecheria cu ea? Nu, asta este piatra pe care colegul, prietenul nostru Radu, a fotografiat-o din lateral și a ieșit fotografiată de față. Fără blitz, adică fără să... A, este fotografiată că am văzut-o pe display-ul exact, aparatului da, de fotografiat, iată-o transpusă da. În sine. Fotografiată din lateral, dar imaginea apare din față. Imaginea din față. Și n-a apăsat butonul și a avut și blitz. E o altă centrare acolo. Da, frumos. E ca un ochi al lui Dumnezeu pe cer. Dar mai e ceva. E un lucru foarte interesant. Aici este făcută... În stânga imagine. Da. Aici este o chestie foarte interesantă. Ce se vede exact în centrul imaginii este luna plină. În seara respectivă era lună plină. Și, cum am spus puțin mai devreme, le-am subbăinit, se aude ceva lângă noi, să simte ceva. Și au făcut fotografii, au început să facă fotografii. Radu, astea sunt fotografiile, sunt mai multe fotografii lui Radu, a făcut-o pe aceasta, nu știm ce este pe ea, a făcut-o pe următoarea și următoarea fotografie este exact următoarea, dacă o dăm pe următoarea, o să constatăm cu stupoare că această chestie făcută pe aceeași direcție dispare. Adică se duce undeva. Și unghiul este același, se vede că aparatul nu a fost mișcat. Da. Însă, mă rog, acea pată portocalie care n-are nicio legătură cu partidul, cu pricina, da, iată că... Iar în fotografie. Și la următoarele fotografii se vede că e imaginea curată. Da. Și se mai vede pe zona portocalie, în stânga, o sferă semitransparentă. Mare aproape cât luna. A, uite că vorbeam de succesiunea voievodală. Da, da. Este fotografie făcută la Cozia. Se numește sincronicitate. Da. Coincidență care nu e întâmplătoare. Nu? Aici este o fotografie făcută la Cozia. În partea de sus, nu știu dacă se vede bine, pe unul dintre sfinții pictați a apărut o formă energetică albă strălucitoare. Da, din păcate noi transmitând în formatul 16:9 ecranul avem o fotografie de